Gata, tată. Toată lumea la cratiță. Asta este povestea. Ăsta e nou trend, despre asta vorbim. Adică nu se mai poate. Gata! Ce atâta chestii cu tehnică, cu nu știu ce, să faci montaj, să nu... Nu, politică și armă de povești. La revedere! Nu, tată, ai luat lingura, ai luat oala, ai început să mestece, ai tocat doi morcovi, trei cartofi. Asta e ideea. Despre asta este. Așa te lansezi. În politică, în jurnalistica de tip nou, nu mai merge cu dălea că te-a pus să faci anchete jurnalistice, reportaje, interviuri, mama naibii, sau ca un politic scrii proiecte de legi. Ce Cogălnicianu, ce Iorga, ce Brătien, ce alea. Aia, bă, dați-o naibii de treabă. Asta este pentru alte vremuri. De acum e unde stă, de tocat vinetele, de exemplu, ai făcut tocăniță. Sigur că pentru a ajunge la astfel de performanțe, mai întâi trebuie să luăm aminte de la modelul nostru, domnul Dragnea. Adică, ideea pentru început e așa, să-ți intre un mare morcov în fund. Când ți-a intrat morcovul în fund și te pitesc ăștia pe la Mititica câțiva ani și ești de acolo, tu când ai ieșit de acolo ești varză. Și din momentul în care ești varză, singura variantă care îți mai rămâne ca om politic este să te apuci să... Ce să faci? Să toci un morcov, să toci o varză, să faci o tocăniță, un pilaf, ceva, pentru că asta e. Domnul Dragnea ne învață cum să poate să devii om politic în noua eră în care trăi. Acum eu îi propun lui Dragnea, bă băiatule, ideea este că dacă tot te-ai apucat de treaba, tu trebuie să treci ușor, ușor la povestea asta cu războiul. Deci ca să reușești să combini lucrurile, înțelegi? Liviu Dragnea, uite-te la mine, îți dau un sfat, nimic altceva. Bă, îți pui asta în cap, înțelegi? Și din momentul în care ai apărut așa, da? Le-ai combinat pe toate, adică ești și cu slava Ucraina, te preocupă și războiul, ești și cu bucătăria, nu mai rămâne decât să-ți dai la un moment dat cu niște polonice până căpățână și s-a rezolvat toată situația. Așa se face, bă, politică în ziua de azi. Nu cu dăstea, bă, lăsați asta, cu amendamentele, cu mersul în parlament, campanii electorale. La cratiță toată lumea, maestre, ce gătim azi? Bună ziua, bine ați venit! Iar îmi pare rău că nu sunt patron de televiziune, că v-aș da o emisiune. Sunteți bun! Zău! O să preiau și eu partea asta. Sunteți bun, așa ar trebui să fac... De exemplu, Gâdea, nu se facă jumătate. Nu, dar asta ați putea să faceți o întreagă emisiune, îl bateți. Nu, să știți că chiar e de 100 de ori mai puternică această scenă, că sunteți bun. Păi spun, trebuie să vă... Dar nu avem, n-ați găsit încă patronul de televiziune. Lăsați că mă ocup. S-o inventa și patronul. Vreau să vă întreb așa, dar direct, dumneavoastră ați gătit vreodată ceva? Nu, nu vă pricepeți? Nu. Când eram, nu știu, asistent și muream de foame, că a trebuit să fie o perioadă în care trebuia să-mi vină salariul, nu prea fă până de zile. Și știu că era mai ăsta, cum îi zice, ouăle, omletă știam să fac, dar încolo nu știu. Nu știți. Eu sunt total, niciodată, dacă vreți să mă credeți, n-am înțeles niciodată ăsta, de ce o mâncare mai bună decât alta? Eu mănânc așa, ca și cum aș pune motorină în mașină. Nu știu. Important este să nu fie. Eu sunt un soț ideal, să știți. Adică, bine, pentru anumite soții, că sunt soții care vor să le spun, domnule, ce mâncare... Da. Nu mă interesează ce mănânc. Oricum mănânc numai de la... Adică cumpărăm numai din oraș, nu gătim nimic. Și singura mea grijă este să nu fie prea dulce, că după asta te îngrași. Și să nu fie prea grea, că după asta nu pot să scrii. Dar nu am. N-am înțeles niciodată asta cu bucătării, cu bucătar. Au făcut o emisiune din asta și la Radio România Actualități, că mă scol eu cu ea dimineață. Nu știu, unul care spune cum să taie, sparg ouăle. Deci, însă, înțeleg că dumneavoastră
nu o să fiți niciodată impresionat de această trecere extraordinară a lui Liviu Dragnea de la șeful celui mai mare partid în România, președinte al Camerei Deputaților. Eu l-am prins, președinte al Camerei Deputaților, era în Parlament cu Dragnea. Păi când apărea Dragnea pe culoarul de la Parlament, maestre, mă înțelegeți? Deci ăia toți erau poziția ghiocel. Liviu, a venit Liviu, toată lumea cu tare. Stătea ăia la ușa lui. Vă dați seama acum el când... Ce zic ăia de la Parlament când îl văd în șorț așa de bucătar pe Liviu Dragnea, da? Și zic, băi, atenție că aici nu e Liviu Dragnea, să știți, este Il Padrino, scrie acolo, da? Ca să fie foarte clar, da? Il Padrino. Da, e din Nașu, da? Adică, uitați. Așa, deci nu, o să vă, nu va impresiona Liviu Dragnea gătind. Am înțeles. No, domnul Turcescu, da. am luat în serios și am titulat comentariul din noul meu video O mare lovitură dată naționalismului românesc. Eu l-am comparat cu Tudor Vladimirescu, care ar cânta manele. Nu există așa ceva. Cu Tudor Vladimirescu cântând manele? Pentru că el se voia Tudor Vladimirescu. A spus că a îmbrăcat cămașa morții, da, ca și Tudor Vladimirescu, să se bată pentru neamul românesc. Și acum face ciorbă, taie ceapă. Domnul Turcescu, vorbesc serios, este cea mai... Uitați-vă că data asta toată lumea s-a amuzat. Da. Hai să-l învățăm, să reiau pe scurt cine este în memoria noastră Liviu Dragnea. Este omul care a încercat un minim suveran. Eu nu știu, a încercat, dar mai țineți minte? Da, sigur că da. Da. Ne-a spus. Deci noi eram și suntem în continuare în cenușă și a zis, mă, ridicați-vă și băi un pic și pentru asta el tot el ne-a zis că a îmbrăcat cămașa morții, în sensul că i-au copt-o ăia și l-au vărât la pușcărie. În momentul în care ieși de acolo, domnul Turcescu, și ai păstrezi pentru poporul român, în memoria poporului român, este ăla care, nu știu, uite, a făcut pușcărie de dragul nostru, a poporului român, da? Păi, cum Dumnezeu să te apuci de gătit în direct? Este, repet, deci Tudor Vladimirescu cântă în manele, deci în loc să moară, cântă manele. Deci, punct, părerea mea este următoare, apropo de ce a spus noastră. Pentru demnitare de la o anumită funcție în sus, hai să zicem de la președintele Camerei Deputaților, ar trebui înainte de a intra în funcție să semneze un contract de comportament după. Sunteți de acord? Da. Mă angajez că după ce nu voi mai fi, nu fac bucătărie, nu cânt manele, nu știu cum să spun. Vorbesc serios, domnul Turcescu, nu se poate. Eu nu știu cine i-a vărât în cap. Dar mai de... Încă o dată, vi-l imaginați pe Corneliu Zelea Codreanu jucând table? Nu știu, maestre, mă gândesc că este... Stai să vă vorbim așa. Am văzut oameni politici, spre exemplu, eu chiar îi propusesem, o să fac o dezvăluire acum. Când Elena Udrea, la un moment dat, mă rog, ajunsese să ia decizia dacă să candideze la președinție sau nu, că era povestea asta, eu i-am zis atunci la o întâlnire, la un moment dat i-a spus, doamnă, zic, uitați, zic, dacă luați decizia să vă retrageți din politică, eu am o firmă de producție de televiziune și vă scriu un format de televiziune în care să invitați, să deveniți practic realizator de emisiune de televiziune, interviuri cu tare, vă dați seama, Udrea cu tot ce știa despre politică, servicii, toată chestia asta, da. Ce putea să facă la un moment dat într-un show de televiziune dacă avea o producție bine făcută. Mă rog, sigur, a ales drumul cu candidatura la președinție, de acolo i s-a și tras tot ce i s-a tras după aceea. Mă rog, dar poate că ăsta e trendul. De exemplu, Liviu Dragnea... Nu? Uite, da, Mitrea, de exemplu, Mitrea s-a apucat la un moment dat, a devenit analist politic. Nu i-a prea mers, nu prea. Slăbuț. Dar asta... Stați un pic, dacă Dan Barna s-a apucat, asta nu era nimic. Sau chiar dacă s-a apucat, nu știu, Alina Gorghiu. E vorba de, am spus încă o dată, imaginea pe care am avut-o noi despre Dragnea este, e corect compusă din două note fundamentale. Uh-huh. Una pe care a spus noastră, omul atot puternic, care, cum spui, era, nu e așa, făcea semn așa și cădea premierul, da? Da. Deci asta era imaginea. Dacă... de exemplu, lui Victor Ponta nu i-ar stă rău, că așa e, chiar dacă a fost puternic, nu a lăsat niciun moment impresia Victor Ponta de
Păi, fiți atenți aici, că dacă apare, o trebuie să vă ridicați în picioare. Și a doua, încă o dată, este vorba de imaginea de naționalism, domnul Turcescu. Da, da, da. În istoria, eu am spus în pastilă, în video. M-a întrebat odată Sebastian Chiță dacă el ar putea să facă un partid naționalist. Și am explicat că are două, că partid, un lider naționalist, trebuie să aibă două condiții pe care el nu le îndeplinea. Trebuie să fie posomorât, sunteți de acord? Ăla, liderul naționalist, îmbracă cămașa morții, are în spate toate dramele poporului român, și doi, trebuie să știe istorie. Păi, vedeți noastră pe Sebastian Chiță, posomorât. Așa că și aici nu vorbesc serios. Imaginea cu care am rămas noi, nu știu eu, poate că alții au rămas cu altă imagine, a fost un om care gătește. Maestre, dar acum, vreau să înțeleg, dumneavoastră spuneți că l-a învățat cineva de rău sau până la urmă atât îl duce capul, iertați-mă, corect spunând acum. Poate că atât îl duce capul pe Dragnea și am avut noi impresia că omul poate mai mult. Poate că nu poate mai mult, nu merge, nu, atâta e. Eu cred că, domnul Tulcescu, știți mai bine decât mine, când ajungi într-o funcție și dacă ești fost președinte de partid, vin niște șmecheri, da, știți? Da, știu, da, 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 da. Care, da, ca să-ți pape banii, îți spun tot felul de prostii. Și probabil că i-a zis, că am văzut și aceste interpretări, domnule, mă tare, în timp ce gătești, vorbești despre națiune, spui că morcovul e pur românesc. Nu merge, domnul Tulcescu. Pentru că ceea ce face el poate să-i dea notoritate, poate să-i dea bani, dar îndreaptă electoratul, încă o dată, chiar că la naționalism mă pricep. Deci, încă o dată, toate figurile de mari naționaliști, asta vorbesc, da? Mareșalul Antonescu, sunt sobre. Îl vedem astea pe Mareșalul Antonescu jucând golf? Nu, adică nu, dacă e incompatibil. Cum am zis, îl vedeți pe Corneliu Zelă Codreanu jucând table sau jucând sârbă. Adică e o imagine. Iar el vorbește serios, este o mare lovitură, nu lui dată. Dată imaginea pe care a rămas foarte multă lume este așa. Un om care a vrut să salveze patria. Sunteți de acord? Așa e imagine. Nu știu dacă așa a fost și în realitate. Da? Pentru asta, asupra lui s-au năpustit cultanii, așa, și l-au vrut la pușcărie. Când a ieșit din pușcărie, el avea două posibilități. Sau făcea ca lumea un partid naționalist. Noi avem nevoie, domnul Turcescu, în Bulgaria, 15% la aceste alegeri are un partid pro-rus. Domnule, pro-rus. În Finlanda, aia, tante aia cu blugi rupți în fund, a căzut, e pe locul 3, pe locul 2 este o tipă de extremă dreaptă aproape. Adică e posibil, nu știu dacă, dar și în România. Și atunci tu faci pușcărie și spui că ai făcut pușcărie pentru că te-a pedepsit, pentru că ai vrut să salvezi națiunea, te putea pui decât tine, nu merge, nu știu, poate că dumneavoastră sunteți mai tânări, sunteți mai îngăduitori. Alt politicien, inclusiv Băsescu, putea să facă, dar nu el. Da, mă gândesc că, să vă spun de fapt ce văd eu acum și le spunem și celor care ne privesc. E o foame extraordinară, deci ăștia au constatat în momentul de față politicienii din România că preocupați să apară doar la televizor, că ăsta a fost visul lor, da? Au neglijat zona asta online, care între timp, după cum o arată inclusiv un raport al unei directive europene prin care i s-a dat CNA-ului puterea de a reglementa și zona asta online, scria în preambulul acelei directive, domne, tinerii să nu se mai uite la televizor, să uită pe internet. Și ăștia acum au descoperit brusc că ei n-au acoperit această zonă cu internetul. Politicienii din România vorbesc. Eu sunt convins că o să-i vedem pentru anul electoral viitor chiar și pe Ciucă și pe Ciolacu năvălind pe emisiuni din astea online, pe la influencer, pe la tot soiul de chestii. Vor merge să expună pe acolo. Probabil că Dragnea o fi zis, bă, ăștia se duc în continuare pe electoratul ăla care e îmbătrânit în fața televizorului, eu vreau să găsesc un electorat mai tânăr, mai altfel, care stă pe internet. Dacă le vorbesc despre politică, nu se va uita nici dracu la mine.
Dacă le tai niște morcoviori, pun și mestec într-o oală și fac ceva pe acolo și le zic că e mâncare sănătoasă, poate mă votează niște gagici între 30 și 40 de ani care nu știu să gătească și învață de la mine. Poate mai și agăț ceva, iertați-mi expresia, da, asta e Liviu Dragnea, pare genul care e actiat să găsească niște fetițe mai tinerele să le ia de mânuță și alea să-l părăsească după aceea și să ia și banii. Și chestii din categoria asta. Mă gândesc că asta o fi fost și în mintea lui. I-or fi zis unii, bă, hai că așa o să ajungi din nou în top. Da, iertați, domnul Procescu, cu o singură condiție. Da. Ca el să candideze, să-și facă un partid care să aibă drept slogan, cum au aia din Bulgaria, sus tocănița de porc. Da, papa bun. Da. Adică, poftim? Papa bun, da. Papa bun, adică să fie un partid, un partid al rețetelor de bucătărie. Mm-hmm. Nici o problemă. Dar el va putea să vină, sau poate vrea să facă, și să învorbească mie de patrie când el gătește tocăniță. Că nu, domnul Procescu este cat, dacă te uiți la lumea politică de azi, inclusiv el, vei descoperi cât amatorism este. Vorbesc serios, lasă ce a zis Udrea, o prindea. Da. O prindea, adică prindea și televiziunea, pentru că lumea se uita la ea. Poate că avea talent, nu știu, poate că nu lasă, trebuia să verificat dacă... Avea. Adică, eu îi fac propunerea și după ce iese din pușcărie, vă spun sincer, Udrea poate să facă un mega show, un mega talk show politic. Un mega talk show. Da, dar ăsta, da, domnul Procescu. Da. Ăsta merge la babuin cum a mers la ucraineni, adică un talk show politic. Dar nu merge bunca altă. Nu văd, este zona aceasta cu bucătăria, este o zonă care nu e, cum să zic, nu știu dacă și potează. Eu în sensul ăsta am zis. Nu știu, putea să facă el, nu știu, un serial memorii din memoriile mele. Adică, în așa fel, gândiți-vă că totuși Zelenski a câștigat alegerile, jucând totuși pe președinte, fiind un președinte într-o telenovelă. Dar nu el era joc de rol de bucătar. Acum mai zic o variantă. Îi dau eu varianta lui Dragnea să iasă din chestia asta. Să apară, după ce adună, nu știu, acolo, are la primul clip pe care l-a făcut, e mai verifică Manu, avea aseară vreo 360.000 de vizionări. 360.000 de vizionări. Nu-i puțin, maestru. Al doilea clip pe care l-a postat ieri seară, n-a mai mers atât de bine, că prima dată lumea s-a uitat ca la nebuni. Dar acum, de exemplu, dacă la al treilea clip ar zice, bă băieți, gata mă, asta a fost o șmecherie, așa să vă agăț un pic să vă spun că n-am murit și să înceapă să vorbească despre lucruri cu adevărat serioase, da? Lumea ar zice, bă, stai mă, înțelegem, a vrut să ne atragă atenția că încă există și să reinventează. Dacă o ține tot așa și ajunge la episodul 10 în care o să facă ouă roșii de Paști, pască, miel la cuptor și cozonaci, s-a adus naibii la revedere. Adică el și cu, nu știu, nici măcar n-are față de Jamie Oliver. Adică e unul ăla așa, un moș la... Bă, și mai e ceva, domnul Turcescu, da. Eu am primit deja mesaje de la doamne, da, care spune că sunt lucruri greșite în rețetele lui. Păi mai este, nu că sunt greșite, e săracul. Eu vă spun, eu gătesc. Că m-a întrebat cineva, bă, Turcescu, tu ai zis la Metropola că vrei să faci o emisiune de bucătărie. Păi da, bă, fraților, dar uitați-vă la ochișorii mei și nu vă mint. Eu gătesc de la 6 ani. Deci de la vârsta de 6 ani, fac de la vârsta asta, la 48 acum, da? Știu să fac de la cozonaci la toate ciorbele pământului și ce vreți voi gătesc. Și noi mă laud, da? Da, deci, da. Asta la mine e o pasiune de o viață deja. Dragnea, când a pus mâna pe cuții și toca la morcovii aia, eu m-am gândit că pune și o jumătate de deget la un moment dat în tigaie. Adică era, bă, că dă laibii, nu zice nimeni să tai ca ăia jmeca Gordon Ramsay sau ăia, să tai cu cuțitul. Dar, deci el săracul să mișcă acolo e ca un elefant într-o dasă de porțelanuri. Aul, a vrut să pune sare în prima rețetă sau aseară, nu știu, mă uiteam la o rețetă aia, jumătate din sare aia a vărsat-o pe plită. Ca să nu mai vorbim de faptul că, bă, în bucătăria unui bucătar adevărat, uitați-vă la șorțul ăsta, l-am adus de acasă. Nu că l-am adus de acasă, i-am mai dat nevastă mea, ăsta e al nevestimii, da, l-am adus și pe ăsta, da? Cu plăcințele cozonaș bărbățelului să-i faci, da? Așa e asta, ei l-am dat eu cadou la un moment dat. Am venit cu toate șorțurile pe care le-am găsit în bucătărie, oale. Bă, fraților, când gătești, ați văzut cum sunt oalele alea ale lui Dragnea? Sunt noi nouțe scoase din țiplă, din nu știu ce. Păi, cea mai tigaia pe care o iubesc cel mai mult, maestre,
E arsă ca naibii, mă înțelegeți, pentru că e lucrată, se vede, da? Adică ai luat un din ăsta, bă, o lingură de lemn, ea nu e de aia nou-nouță, ai scos-o atunci, ai cumpărat-o din magazin. E aia cu care ai gustat 150 de ciorbe până acum, cel puțin. Tocătorul de vinete, că să toacă vinetele cu lemn, ca să ne înțelegem, da? Ca să nu oxideze, da? Asta e bun. Păi bineînțeles, domnule, da? Domnule. Stați un pic, mi-a dat o idee. Domnul, la vine că de-au sărit capacele. Nu e vreo prostie de aia scoasă ierd în țiplă. Ori la Dragnea totul era nou-nouț. Ziceai că acum și le-a cumpărat și că ce n-ai să gătească la vin, aș mânca de la el. Vorbesc serios. Stați un pic, a trebuit să fac un interviu cu dumneavoastră, văd că sunteți... Scuze, sunt domeniul ăsta. Acum adică aia cu lingura de lemn. Maestre, vorbesc foarte... Eu gătesc ca la Balamuc. Deci vorbesc foarte serios, da. În fiecare zi gătesc, că am copilul care vine de la grădiniță, o aștept cu mâncărica, mă rog, caldă, asta este, știu că par o... Bă, dar unor mai pun și pe Facebook că ce mai gătesc asta, nu știu ce. Dar atenție, nu ca să mă laud, eu sunt foarte preocupat de ideea asta și aici închid rapid. Oamenii să gătească mai mult acasă pentru copii, pentru că altfel dacă le dau mâncare cumpărată sau numai sandwich-uri, sau uite, avem epidemie de obezitate, avem din ce în ce mai multe cazuri de diabet la copii, da, probleme cu sarea, că toate mâncărurile astea din comerț sunt pline de sare, sunt pline de aditiv și așa mai departe. Dar revenind, nu e momentul acum. Totuși, deci eu dacă aș face o emisiune de gătit, aș face-o pentru că e pasiunea mea. Da? E o pasiune. Asta e. Una, mai am și alte pasiuni, dar aș face chestia asta. Dar la Dragnea, cum ziceți dumneavoastră, nu e. Se vede că nu e. Da? Dacă făcea, cum să spun, în bucătăria lui, unde vedeam că, bă, curăță un morcov, dar mai cade și pe jos, dar cuțitul ăla e mai strâmb, îl ascute atunci în fața noastră, oala e mai arsă, mai juce. Păi l-au pus ca pe papagal să facă, să toace niște chestii, să le arunce într-o... A învățat rețeta cu o jumătate de oră înainte de a face acolo și oricum nu e și ce trebuie. Deci nu merge, nu e. Nu, nu e. El poate e bun la... Eu cred că este foarte bun, într-adevăr, la pârlit porc, cum făcea în curte cu ăia de la SRI. Deci la, pare genul care știe să țină pârlitoarea la porc, să taie urechea la purcel acolo, să o cresteze, să-i dea cu sare și apoi să-i dea din negru coldea, să-i zică, ia mușcă-mă din asta, Codruțo, mușcă din urechea asta, e crocantă, e bună, ca asta, și Codruța să muște așa cu tichia ei pe cap, mușcă din ureche și zice, Liviu, ce te pricepi, mamă, n-am mai mâncat ureche de porc așa de bine coaptă și răscoaptă de nu știu când. Asta e. Gata. Ai rest. Stați că mi-ați dat o știre. Există o știință a pârlirii porcului? O, maestre, există o știință a pârlirii porcului, depinde cu ce-l faci, cu paie, cu butelia, înțelegeți? Tata Dumnezeu să-l odihnească, inventase o pârlitoare pe lemne. Deci cu lemne în interior și scotea focul pe lemne. Ăla e cel mai bun șorici pe care l-am mâncat în viața mea. După aia, cum faci porcul? Trebuie să-l cureți, să-i dai cu sare și cu mălai, să-l freci bine de tot, să nu fie, să-l râcâi cu cuțitul, să-l acoperi după aceea cu sacii de iută, de așa, ca să stea și să se facă șoriciu cum trebuie. Adică e o chestie întreagă. E, Dragnea, cu fața aia lui și cu om crescut la Teleorman, eu cred că era specialist în pârlitul porcului. Chiar și în ăla cu paie, care e greu de pârlit, ca să nu-l rupi. Aia e tehnica naibii. Deci, ce să mai vorbim? V-am spus. Da. Tranșe și porcul, dacă e nevoie, mă iau la concurs cu Dragnea, dar nu despre concursul ăsta e vorba. Să trecem la lucruri. Da, acum îmi dau seama, domnul Turcescu, îmi dau seama că o singură dată cred că am asistat în copilărie la tăiatul porcului, de aia tăi că mi-ar ducea pe un om din afară acasă, că mă întrebam de ce e nevoie. Acum am descoperit. Da. Deci înțeleg că aici e mai greu decât fizica atomică, nu-i așa? Nu știu dacă mai greu neapărat, dar e greu, să știți așa. Ca să nu mai vorbim după aia, ce faci după ce l-ai terminat de pârliș de cutare, de la tranșat până la preparat, e complicat. Dar ăstea sunt obiceiuri care mor. Maestre, vreau să trecem la un subiect, lăsăm pe Dragnea, uite, îmi dau jos și șorțul ca să nu mai, că deja e, am terminat. Deci capitolul Dragnea îl închidem aici, că așa, stau să-mi iau și lavaliera de pe aici de pe. Vreau să trecem la un subiect care a... agită apele în continuare, pentru că eu cred un subiect cu miză mare. Este vorba de povestea cu stenogramele din dosarul acesta Otopen Duty Free. Mai întâi vreau un punct de vedere al dumneavoastră în general despre treaba asta, după care vreau să punctăm personajele care apar în stenograme. Vorbesc de granzii din politică, mă rog, care apar aici.
Manu, dau un full screen cu maestru ca să pot să-mi pun și eu la valiera pe dedesubt să nu vadă lumea că mă dezbrac acum până. Da, așa. Deci, cuvântul stenograme, care de mulți ani a lipsit în spațiul nostru public, așa m-a făcut să tresar exact ca în Proust cu Madeleine, știți că el în Căutarea timpului pierdut, personajul narator, la un moment dat îi se pune în ceai, cred că o mătușă, o Madeleine, să o prăjitură, să bănesc domnul Turcescu știe, și în acel moment în care el o mușcă din ea, se trezește acea memorie involuntară. Așa ce la mine, când am auzit cuvântul Madeleine, când stenograme, mi s-a trezit toată perioada de glorie a binomului SRI DNA. O perioadă dezastruoasă pentru politica românească, pentru presa românească, dar și pentru procuratura românească. Ce erau stenogramele? Și iată ce sunt și acum. Stenogramele erau în felul următor. Când un procuror, fără pic de talent, câte să ai talent aici, știți așa, avea de investigat ceva, el făcea un lucru foarte simplu. Obținea mandat de interceptare și se interceptau. Nu știu, fie că punea pe unul cu tehnică. Și după asta, rechizitorul lui era trei sferturi înregistrări. Taca, 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 taca. Adică nu erau, când faci înregistrări, stenogramele, le folosești. E ca la un... Ca să fac o comparație, că atunci când scriu eu un studiu, nu știu, despre lovitura de stat de la 23, nu dau tot discursul. Da. Dau un citat care justifică o anumită teză. Da. Acele stenograme erau, asta era partea, deci și toate trei sferturi din aceste dosare au căzut în justiție. Pentru că interceptările și în presă, ca și la investigație, îți folosesc să dovedești ceva, nu le pui cu duiul. E ca și cum vreau să faceți o investigație, că seamănă investigația jurnalistică cu cea penală, și puneți, vă spune, X cu tare, cu tare, aveți reportofonul, transcrieți, dați dactilografii și faceți o carte. Dar care e scopul acelei transcrieri? Din punct de vedere politic, a fost o posibilitate, și acum ne-am întors, de manipulare cumplită a opiniei publice în scopuri politice. Pentru că, neștiind că sunt înregistrați, oamenii respectivi pălăvrăgeau și spuneau tot, uneori chiar foloseau și cuvinte, mai ales când erau vedete, mai țineți. Aceste, după ce procurorul își făcea așa zisul rechizitor, adică transcria alea și le punea așa cu furca, după asta el le dădea la presă. Da. La o anumită parte a presii. Și în felul acesta, în spațiul public, având în vedere că avem și un popor care nu verifică critic, dar mai ales o presă care nu verifică critic, două, trei zile, o săptămână era un comentariu. Iată ce a zis ăla despre ei, cred că în acele înregistrări. Având în vedere că cea mai bună instituție în materie de înregistrări, de interceptări, este SRI-ul, era și o posibilitate a SRI-ului de a intra în justiție. Această practică a fost criminală. Ea s-a întors acum cu acest dosar. Ați văzut, recunoaștem aici tot ce spuneam mai înainte. Adică, nu știu, niște tipi, nu știu ce afacere aveau acolo, da? La otopere. Îi se dă unuia, îi se pune tehnică, da? Nu-i așa? Că, da. Haide și da, da? Păi da. Deci, din start, toate înregistrările pot fi aruncate la gunoi pentru că el provoacă domnul Turcescu. Dacă ați observat, el provoacă ori ăsta în justiție, cad înregistrările acestea. Pentru că n-ai voie să te duci să provoci. Adică eu vin la noastră cu tehnică și zic, nu e așa că vrei 100 de milioane de dolari? Adică, dar zic din adins. A doua. Dacă vă uitați
cei care sunt înregistrați, eu am impresia că cel, ăla principalul care vorbește, nu mai țin minte câți personaje, eu cred că știa. Pentru că dacă ați observat, el bate câmpii. Și atunci, toate ați observat noastră, trei sferturi din acest, așa zis, rechizitoriu, sunt înregistrați. Stenograme puse cu furca, da? Păi da, tot despre orice vorbeau acolo era toată povestea pusă... Păi nu, dar stați un pic, domnul Tăcescu, încă o dată. Da. Când am văzut prima dată citat de presa noastră independentă, dar mai puțin, dar dependentă de droguri, că drogurile te fac să nu mai gândești, la Rareș am crezut că e un fragment care cum încoate citatul, asta vreau să fac compări. Ați înțeles, am înțeles respectat. Și dintr-un text, discurs, articol, e un citat. Citatul nu pui tot articolul, că dai citatul ca să-ți dovedească ceva. Am crezut că acel fragment e în rechizitoriu, se supune unei demonstrații, de care zici. Și numit-o cu tare părâtul a apelat la Rareș Bogdan care i-a făcut și adres două puncte. Dacă după asta când am văzut rechizitoriu mi-am dat seama că de fapt prezența numele lui Rareș Bogdan n-are ce căuta acolo pentru că repet ia să vă arăt un fragment maestre că uitați-vă o chestie din asta. Zice la un moment dat ăsta Hardan Sadeh, da? Zice, Rareș păi ăsta era cu tehnica. Ăsta era cu tehnica. Da. Zice, Rareș nu a ajutat, adică zici, Bălan Cristian Dumitru zice, frate, el a ajutat, dar nu poate dacă mă întrebi pe mine, e depășit dacă mă întrebi. Hardan s-a zice, dar nu e numărul 2 în PNL? Bălan zice, păi zi-mi și mie de ce numărul 2 în PNL n-a putut să-l pună undeva, nu că n-a vrut, am văzut cu ochii mei, cu ciucă, cu poze, Hardan și-a de zice, nu poate. Bălan zice, nu poate, da. Bagabonții ăștia în față zic, da, în spate, expresie trivială aici. Asta e concluzia mea, e prietenul meu, e fratele meu, poate să sune, da, pe colo poate să sune, alea, dar atât. N-are ei, cotă n-are, n-a putut să ia, uite mă vreau și eu acolo și așa mai departe, da. Deci, până la urmă, pare altceva din toată chestia asta. Atenție, ăsta nu e rechizitoriu, maestre, ci că e doar ordonanța, deci nu e... Pare la un moment dat că i-au luat... Nu, chiar dacă nu e rechizitat, sunt da. Cu ordonanța pentru reținerea lor. Da. Toate aceste stenograme au contat. Justifică reținerea lor. Exact. Dar abia atras atenția. Uitați-vă la care... Deci, încă o dată, cel care are tehnică este Aidec, da? Da. Vedeți dumneavoastră că se vede asta, pentru că într-o convorbire normală nu spui ăla e numărul 2. Zici, băi, nu sta pe acolo, sunteți de acord? Corect, da. N-are ce căuta într-o ordonanță sau tot un fel de rechizitoriu cuvântul neinteligibil. De ce asta să ne lămurim? Adică de ce îl dai dacă e neinteligibil? Da. Deci, dacă ne uităm, noi am mai discutat înainte de emisiune. De fapt, un rechizitoriu din ăsta îl facem noi într-o oră. Dacă vă uitați, acesta nu e un document juridic, acesta este un document electoral prost. Uh-huh. Adică, în cazul lui Rareș Bogdan, deci avem aici, e foarte importantă această chestie juridică. Doi tipi, trei oameni de afaceri pot să discute orice. Bun. Poate să spună, mă duc mâine la un interviu la domnul Cristoiu și după asta îi dau $1,000,000. Poate să zică, e treaba lor. Bun. Din faptul că ei vorbesc nu înseamnă că mi-au dat mie $1,000,000. Dar în cazul de față, domnul Turcescu, nici măcar nu spun că Rareș i-a ajutat. Vorbesc despre unul Rareș, da? Dacă vă uitați, tot rechizitoriul ăștia fac sunt mai buni decât comentatorii politici de la televiziune. Vorbesc despre politică, da? Iertați-mă, maestre. Eu aici vreau să vă spun, cred că știți și dumneavoastră, noi avem vreo 2-3 confrați în breaz la asta, probabil că or fi mai mulți, dar pe 2-3 îi pot arăta. Dacă te întâlnești cu ei, dacă ai ghinionul să te vezi cu ei și să stai la o cafea sau înaintea începerii unei emisiuni de televiziune, ai 10 minute... Dom'le, ăia vorbesc în continuu și dacă ar pune cineva tehnică de înregistrare, ei știu tot.
Ei știu cine cu cine s-a combinat, da, care câți bani a luat, cine care cui aparține, cărui serviciu aparține, serviciu secret, ce manevre au făcut, cum să combină ăla, ce urmează în politică. Deci dacă cineva ar pune tehnică și apoi ar veni stenograme pe ce spun confrații ăștia ai noștri din presă la un moment dat, ai zice, domnule, țara asta e pierdută cu totul, e nenorocire curată, e dezastru, nu se mai poate face absolut nimic. Pentru că dacă ai citești fără să fii acolo și fără să-ți dai seama că ăla de fapt e un dement, un nebun, un vai de capul lui, da, așa, și că inventează, e un mitoman, de multe ori spun tosul de chestii care nu sunt adevărate, dacă le-ai citit sub formă de stenogramă, ai zice, bă, este extraordinar ce zice, ce dezvăluiri face ăsta. Când de fapt, dacă nu-l cunoști pe personaj, spun din nou, bă, chiar crezi că e vreun ins cu minte la el, dar el e faptul mic. Ați caracterizat foarte bine, mitoman. Deci acești doi sunt mitomani. Foarte mulți români, oameni de afaceri, dacă îi asculți, rezultă că cunosc pe toată lumea. Excepțional, așa e. Știți, ca să fac așa o paranteză de memorie, când era președinte Ion Ilescu, avea boala de a lua în avion, da, când se ducea undeva. Da. Da. Știți că foarte mulți oameni de afaceri își făceau poze cu el, da, și apoi le puneau într-un tablou pe masă. Da, aveți dreptate, exact, da. Și când venea ANAF-ul, zicea, bă, stai puțin, că ăsta are poze. Deci el a putea să facă oricând poze. Dar hai să le ce discutăm mai înainte. Deci dacă vedeți dumneavoastră toată această proză proastă, pentru că ne-am mai întors la povestea stenogramelor, pentru că toți procurorii cred că sunt prozatori ratați. Dacă ați observat, ei fac proză. Așa. Și aici este un gen de literatură care s-a cultivat mai în anii 60, ăsta de a transcrie tot ce spune omul. Este și în James Joyce, în Ulisse. Adică tot ce trece unui om prin cap este transcris. Dacă vedeți aici, mie mi-a plăcut cel mai mult ce... Hai să vedem, domnul Turcescu, hai să luăm ca niște critici literari, cum apar din această bucată de proză. E o bucată de proză, da? Oamenii politici. Hai să luăm la rând, da? Deci, tema, subiectul e așa. Penalii, da? Sunteți de acord, da? Discută despre politicieni, da? Da. Deci, Vă auzim, maestru. Credeam că... Bun. Hai să vedem cum se conturează imaginea unor politicieni din ce spun penale. Hai să o luăm. La Rareș, care este imaginea? Nu asta mă pricepe. Din punctul meu de vedere, în ce discută ăștia, imaginea unui ins care, deși este numărul 2, este numărul 2 în PNL, e sus. Deși omul, cum să spun, el e binevoitor, ar vrea să ajute, ar vrea să cutare, n-are, domnule, niciun fel de putere, pentru că, de fapt, sunt niște rechini în jurul lui, da, care nu îl ascultă nimeni. Ba mai mult, ca să rostesc o expresie de aici, l-au luat de măscărici, domnule. L-au luat de măscărici pe bieturare și în toată povestea respectivă. Nu merge, de ce? Deci Rareș și-a trebuit promovat. Da, pentru că, domne, el e un om bun. Deci e un om bun. Trebuie urcat toată... Și l-au luat ăștia de măscăriși, domne. Nu merge. Asta este situația. Deci asta e. Da. 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 Doi. Grindeanu. Sorin Grindeanu. Păi nu ziceți dumneavoastră cum credeți că apare Rareș? Haideți să rămânem la Rareș în povestea asta. Am impresia că era aranjat cu Rareș. Și acum de ce mi-a spus dumneavoastră? Da. Apare cam cum e el, adică vorbești cu el și spui, domnul Rareș Bogdan, vreau să-mi dai și mie o înghețată. Zice, da, ne vedem mâine la ora 2 la cofetărie și el nu vine. Asta e Rareș. Exact, da. Grindeanu m-ați întrebat. A zis de Grindeanu m-ați întrebat. Domnule, Grindeanu e un, ca să citez deja, Grindeanu e un personaj ciufut care să visează președintele țării. Și nu face. Și nu face, da. Deci e ciufut să vița. E de la, e... Da? Cum ziceți dumneavoastră, are gaze, așa e. E sus, e cu tare, dar... Dar nu le merge penalilor, nu înțelegeți. Păi asta e, da. Nu-l puteți pe Grindeanu. Da. Deci eu cred că ăștia... Da, un soi de respect al infractorului față de personaj, înțelegeți? Grindeanu. Bă, da.
Nu merge, Costa, nu merge, nu te înțelegi, nu e. E ciufut, să visează președintele țării, e departe, e în altă sferă, e sus de tot. Nu ne putem pune cu ăsta, frate. Nu, că ăsta, în loc să-i furăm noi portofelul, ne lasă ăsta fără carduri. Da, este aici. Deci, părerea mea este, după ce citiți ăsta, l-ați votat pe Grindeanu, da? Da, da, bineînțeles, pe cum? Păi da, mai ales că în comparație, auzi, zice, Marcel este un țăran din Buzău. Un țăran de Buzău, pardon. Un țăran de... Deci, în comparație cu Grindeanu, care e un personaj ciufut, da, ciufut în sensul ăla, bă, nu merge. Te vede, te... așa și... Nu, nu-i place cum miroși, ți-a întors fundul și a plecat mai departe, da? Ăsta cine e, mă, ăsta Ciolacu? Un țăran de Buzău, da? E certat cu Dâncu și Grindeanu, nu-și vorbesc. M-ați înțeles? Păi deja... Păi stați un pic, ăștia știu mai multe ca noi. Păi dacă eu vă spun că ăștia erau, ce vorbim despre ăștia, cum să spun? Deci ăștia sunt ca confrații noștri jurnaliști, te întâlnești cu ei și afli tot. Deci dacă de aici îi puneai să treacă la amante și la nu știu ce, știau și aia. Nu numai că amante cu lux, dar amănunte, ce au făcut aseară și de câte ori. Adică e nenorocire curată. Da. După asta este... Tudose care este prost, că da. Dă din mâini, vrea să ajungă, da. Așa. Așa, exact, da. Așa, exact. Păi cam ăștia sunt. Mă mire că n-au putea, stați un pic. Da. De ce nu vorbesc de Iohannis? Da, da, de Ciucă? Stați puțin, știm noi că n-au vorbit de Iohannis și de Ciucă. Maestre, poate că au vorbit, dar știți cum e? Ce să taie, nu să fluieră. Adică poate băieții au băgat forfeca în stenograme și au zis, bă, pe asta nu mai dăm. De ce? Neinteligibil. Cum adică neinteligibil? A zis Iohannis. A zis de Iohannis că este un sas, nu știu, nu merge, e neinteligibil, n-ai auzit. Nu s-aude. Tu n-auzi că nu s-aude? Cum nu s-aude, s-aude? Nu s-aude. Am înțeles, nu s-aude. Forfecă, neinteligibil. Sau s-a pierdut caseta. La momentul ăsta se întâmplă ceva. Fișierul e corupt, nu merge, nu se deschide. Asta e, s-a întâmplat. Bun, acum dumneavoastră le-ați spus așa, stenograme electorale, ziceți că sunt în plan de campanie. Mai este, dar vin și eu cu o variantă, vă supun atenție următoarea perspectivă. Dacă cumva niște băieți au zis, bă, ăsta e un vax albin acest dosar, această poveste, nu e nimic. Ce e spectaculos, aici sunt stenogramele, n-avem mai mult de atât. Dar dacă cineva a zis, bă, dați-le în presă, pentru că, atenție, deci eu, la fel ca mine, probabil și dumneavoastră, am primit aceste 384 de pagini ale acestei ordonanțe, fără nici cea mai mică anonimizare, deci fără, adică unor se puteau trimite, mai primeai 2, 3, 5 pagini, sau două stenograme din dosar, da? Acum s-a dat tot. S-a dat tot, cu CNP-uri, cu tot ce, cum să spun, deci e nebunie, cu adresele de acasă, cu numere de telefon, totul, deci este clar. În condițiile astea eu mă întreb, oare nu cumva sunt niște băieți care au zis cum îi liniștim noi pe ăștia având în vedere că vine rotația sau că poate vine anticipatele în toamnă să nu poată niciunul să emite niciun fel de pretenții și să stea ca domnul Dragnea pe vremuri cu un mare morcov în fund. Ia să le punem niște stenograme că dacă le-au arătat că i-au interceptat pe dosarul Otopeni duty free, vă dați seama câte alte interceptări poate că mai au băieții ăștia în sertare de-a lungul ultimilor, măcar ultimului an de zile, da? Dacă e nevoie, mai scot un dosărel, o interceptare, o ceva. Eu cred că toți vor aștepta acum cu miței în linie, toți ăștia care sunt în dosare, despre care s-a vorbit aici, vor sta cu miței și vor aștepta să vedem cum zice măria sa domnul Iohannis, sau poate mai sus, vorba lui Lareș, cineva mai sus, cum să se așeze apele în România. Da, bă... Bine, vă confirm, adică în clinci se dau dreptate, se vă dau dreptate pentru că e reacția lor. Deci Rareș, în loc să zică, băi, eu mă plâng la CSM, sunt de acolo. Încă o dată, n-are ce căuta domnul proces, nepunere legal, poate s-a avut proces cu condusă când era procuror general. Nu are ce căuta. Într-un document juridic de investigație penală, dat publicității, dar chiar dacă nu e dat publicității, nume care nu sunt acuzați, denunțători, martori. Asta este lege. În acest dosar am spus acum două seri, dacă Părareș Bogdan nu-l cheamă într-o săptămână, măcar avem de-a face cu una dintre cele mai mari scrocherii politice, că juridică nu e din istoria României. Adică
s-au aruncat aceste stenograme. Pe mine mă vine, repet, reacția lor. De-aia cred că e și pisică. Ionuț Bogdan, de ce i s-a arătat prima dată pisica lui Ionuț Bogdan? Adică, cum spune noastră, nu în legătură cu asta. Adică, e, știți cum e, seamănă foarte mult cu cazul Trump. Ați observat? Noi ne că dacă îl rețineau, sunteți de acord? Deci dacă îl rețineau, nu mai avea nicio șansă. Adică undeva s-a luat la Rareș, nu este nici incriminat în așa fel încât noi să ne întrebăm, bă, dar de ce nu-l arestează? Da. Este ciudat că el din 28, când au fost arestați sau reținuți respectivii, el a făcut turul televiziunilor spunând că e vorba de el, da? Dar normal era, dacă nu se simțea șantajat, să spună, băi, eu mă plâng la CSM, da? Domnul Ciolacu, zice, domnule, eu nu l-am cunoscut. Eu nici nu spuneam, domnule, după ce spuneam nu l-am cunoscut, atacam în calitate de viitor premier, sunteți de acord, președintele partidului, băi, ce e asta? De când și până când niște discuții, observați că nici el, nici Tudose, nici Gabi Firea nu reacționează. Nu știu, adică înseamnă aveți dreptate. Din acest punct de vedere, este o pisică. Dar eu vă mai atrag atenția asupra unui lucru. În cazul celor implicați și reținuți, cea mai mare a lor problemă este să nu facă pușcărie. Nu cumva toate aceste chestii mediatice sunt așa un fel de bum, 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 bă, ce parchet avem, dar juridic nu au nicio valoare și ei scapă. Asta este, domnule, încoate toate aceste, nu are ce căuta dezbaterea în presă a unor documente. La momentul la care discutăm aici, putem trage concluzia că aceste stenograme și toată povestea asta reprezintă un mare fâs. E un mare fâs din punct de vedere juridic, deci la ora asta. Dar e adevărat, eu am observat, cum să spun, presei, ca atâta câtă mai e, mie mi s-a părut că i-a fost foarte dor să primească genul ăsta stenograme. Dintr-o dată toată lumea s-a simțit ca pe vremea lui Codruța. Mamă, avem din nou stenograme, ia uite ce cancan, ce mișto. Cine e acolo? Rareș, nici nu s-a uitat de fapt în toată povestea respectivă că ea zic că Rareș e un nevolnic care nu poate să facă absolut nimic, că e vai de capul lui, că degeaba e numărul 2, că cu tare, cu tare. Au zis, nume mari în stenograme, Rareș. Mamă, și ce au zis, mă, despre el? Bă, erau nume mari dacă la un moment dat în dosarul, în ordonanța asta apărea și așa. Rareș, a doua zi, s-a pus monitorizare pe Rareș Bogdan, nu știu, în biroul lui de la Bruxelles și de acolo el l-a sunat pe ministrul transporturilor și a zis, Grindeanu, am fost aseară cu prietenul nostru comun, cum facem să rezolvăm povestea aia, să-i dăm și lui spațiile, să nu mai aibă probleme secute? Pă când așa, la ora asta arată... Da, da, e genială observație, păi, dar nu m-am gândit. Păi da. Dacă era... Dacă vezi din primele alea cărare și pui pe el. Păi da, asta era toată povestea, înțelegi, măcar atât. Da? Sau mă rog, puteai să spui pe ăsta. După întâlnirea cu asta s-a dus, a deplasat la barul nu știu care și s-a întâlnit acolo cu Rareș Bogdan. Sau cu Grindeanu. Da? Și a făcut cu ochiul de două ori și a zis, s-a rezolvat, nu avem niciun fel de problemă. Așa este un mare fâs, dar lumea uitați... Da, da, aveți dreptate pentru că, iertați-mă că telespectatorilor, că ele sunt cunoscute în timp real. Adică nu-l interceptezi pe ăla ca să poată să dai peste vreun an. Dacă în timp real aveți dreptate, Africa, Rareș va merge mâine, îl interceptezi și îl fotografiezi. Am un domn pe care vreau să-l aplaud de fiecare dată, pentru că are, îl cheamă Mihai Hojanu și mulțumesc că e alături de noi pe, sigur, le mulțumesc tuturor celor care intră pe chatul acestui podcast, dar Mihai Hojanu vine la un moment dat cu niște observații de mare atenție, da, și se vede că omul este pasionat și înțelege. Zice, cum să nu reacționeze, zici? Au reacționat votând azi, adică ieri, abuzul în serviciu fără prag. Au înțeles mesajul rapid. Maestre, are dreptate omul. Deci băieții au înțeles, bă, sunt în continuare prieteni. Au vrut să scoată, vă aduceți aminte, serviciile de informații interceptate. Nu și imediat. Imediat după ce a apărut dosarul ăsta, a apărut la timp, cât băieții să înțeleagă, bă,
Să nu vă pună mama naibii să puneți pragul ăla de 25.000 la abuzul în serviciu sau să scoateți interceptările făcute de SRI din dosarele penale, da? Din dosarele de corupție, da? Și băieții au înțeles, s-au executat la loc comanda. Adică a existat până acum, iertați-mă, o mică tresărire a clasei politice care a crezut că au putut să scape de băieții cu epoleți. Bă, am scăpat de ei, de ce? Nu ne mai interceptează, numai cu tare. Și deodată, mâna nevăzută care decide tot a aruncat pe piață 384 de pagini în format PDF neanonimizate, nenimic, ca să le spună acestor nefericiți să credeți voi, bă, da? N-am murit, numai un pic ne-am hodinit, ca să zicem așa. Și din momentul ăsta, toată lumea o să vedeți cum toată lumea în cazări, la loc comanda, băieții stau cu mine și așteptă, vorba lui Caragiale, instrucțiunile dumneavoastră. Da, foarte bună observația, pentru că de fapt i-a speriat, i-a șantajat, nu în chestie, nu în ideea că îi va agăța, ci în ideea că toți sunt interceptați și că la un moment dat o să apară în spațiu public chestii din astea care, nu știu, și, poate și Ciolacu zice, bă, eram cu o gagică, nu-i așa, și m-au interceptat. Nu, aveți perfectă dreptate, șantajul nu e cu dosar. Nu e, maestre. Știm ce ați făcut astăvară, știm în continuare ce ați făcut astăvară, ca în filmul ăla, înțelegeți, da? Da, deci băieții le-au arătat, de fapt băieții le-au arătat ăstora pisica și le-au spus, nu, suntem aici, vine anul electoral, noi jucăm, nu voi. Să nu cumva să credeți că voi jucați, da? Cam asta e povestea, cam așa cred eu. Vreau să vă duc cu puțin dincolo de ocean, în Statele Unite ale Americii, și să vă întreb cum ați privit toată povestea asta cu Trump de ieri, în special, da? Și sigur, declarația lui făcută azi noapte, ora României, la Mar-a-Lago, către susținător și așa mai departe. Slab? Sau avem de-a face cu un Trump care iese după episodul ăsta încărcat pentru funcția de candidat al republicanilor la președinția Statelor Unite? Eu am mai spus, nu știu dacă, după părerea mea, este o manevră a democraților. Biden vrea să candideze și va avea atunci, va fi tata noi. Eu cred că el o să candideze și când o să aibă vârsta lui Șoara, sunteți de acord? Da. Adică eu cred că va fi președinte perpetu, vrea să candideze. Cel mai bun contracandidat pentru democrați este Trump. Pentru că una e să, el are fani și în toată lumea, trumpismul, e de acord, dar una e să ai fani în interiorul Partidului Republican, dar la vot vin și când nehotărâții, dacă republicanii nu pot să spună că Biden e bătrân. Deci mi s-a părut, mai ales după ce am lansat această teză, că s-a tot vorbit că va fi arestat și ăsta, dar când am văzut că nu i s-a întâmplat nimic ieri și că de fapt acuzațiile lui sunt ca la Rareș Bogdan, nu cu domnul Turcescu, sunt cum era la noi abuzul în serviciu, adică că nu știu ce a făcut, e greu. Și atunci l-a lăsat liber, ați văzut, și că prin decembrie va veni, dar el să câștige, să devină candidatul republicanilor. Ăsta este visul lor. Dacă republicanii sunt minim înțelepți, nu îl pun pe el, ci trebuie să-l pună pe guvernatorul de Florida, care e foarte bun. Și asta a fost scopul. Pentru că, democrații să vor duce, dacă să vor duce la vot, să vor duce nu să-l voteze pe Biden pentru că mai merită un al doilea mandat, ci să-l voteze pe Biden ca nu cumva să iasă Trump. Deci ei... Da. Scenariul Vadim exact. Repetat. Le Pen, Macron, mai țineți minte? Da, ăsta e modelul, exact. Vadim cu tare, dar au mai rezolvat încă două lucruri. Cum a spus cel de la, mi se pare că de la Fox, au dat rating CNN. CNN nu poate trăi decât dacă apare Trump. CNN este ca CNN-ul de Antena 3 de la noi. Da? Deci dacă normal era să-l critique pe Biden, ei nu-și pot permite și atunci e ca și cum Băsescu ar apărea candidat la președinție. Pentru Antena 3 ar fi mană cerească, că nu mai discute despre Iohannis. De acord? Corect, corect, da.
Păi, a ascuns câteva de mari probleme ale lor acum, adică câteva lucruri care, în primul rând, nu s-a mai discutat nimic despre ajutorul dat Ucrainei, deci o serie de lucruri despre care administrația Biden nu va este. Avem arestarea jurnalistului, care n-am nicio îndoială că era sub acoperire. Am zis știți că istoria presei e dominată de mari jurnaliști sub acoperire. Deci a fost ăsta în care ei nu au reușit să obțină de la ruși eliberare, iar la ei, la americani, cum ne-a arestat omul nostru și dacă ăla-i portar undeva, știți? Și atunci s-a rezolvat cu, ați văzut toată această, nu cred că, dacă l-a arestat domnul Tăpțescu, nu mai avea nicio șansă să candideze la președinte, chiar și la nominalizare. Era în pușcărie, e greu să te miști de acolo. Asta cred că a fost. Se confirmă, domnul Turcescu, o concluzie pesimistă, bănuiesc că aveți și noastră. Democrațiile, de începând cu America, cu noi nu e vorba că oricum eram, Nu mai încep sunt. să cadă sub stăpânirea Da. sistemului, Corect. portarilor, a oamenilor care ei fac politica, ei, în care, dacă ați observat, tot mai mulți politicieni sunt, apropo de la noi, prizonierii acestui sistem. Și atunci politicienii sunt de fațadă. Și alegerile sunt de Maestre, fațadă. trebuie să vă confirm cu Ei de asumarea față. de măsură această perspectivă. Am văzut-o în 4 ani de parlament, din când în când știți că mai aduc aminte de experiența mea de 4 ani ca parlamentar. Parlamentul, așa cum l-am văzut eu în 4 ani de zile, e o instituție, nu spun inutilă, că aș jigni, cum să spun, ideea de democrație și asta, dar este o instituție atât de vetustă, a rămas în urma timpurilor, e atât de subordonată altor comandamente. Parlamentarii sunt niște umbre în democrație, deci nu mai au putere, nu? Dezbaterile parlamentare sunt cum să spun, niște nimicuri, da? Nu se uită nimeni. Dumneavoastră ați mai văzut vreo dezbatere parlamentară intensă în ultimii 10 ani de zile, să spun, o chestie din aia, cum să zic, așa, să fie efervescentă, să întâmple ceva. Parlamentarii toți merg la serviciu, cum se duc funcționarii la serviciu la poștă. Înțelegeți? Se așează în bancă, răsfoiesc ce au de făcut, votează, ridică munța 2 zile pe săptămână, au plecat, la revedere. Nu e niciun subiect care să agite lumea parlamentară, o putere, opoziția, să se bată, pentru că nu mai există putere și opoziție, deci e clar, da? Că singurele arme au rămas la nivel de ne filmăm unii pe alții și ne înjurăm unii pe alții și facem TikTok-uri, MikTok-uri și podcast-uri din Parlament și la revedere. Deci s-a terminat. Ce să mai... Parlamentul, și așa bănuiesc că se întâmplă în multe țări din lume. Nu e. De exemplu, această poveste cu pragul în Italia din 2021 50.000 de euro. Pentru că în Occident s-a ajuns la concluzia că coborârea pragului la abuz în serviciu ocupă organele de anchetă cu fleacuri, domnul Corect. Turcescu. Adică Da. o să vedem după dacă se coboară acest prag sau se renunță la el, o să vedem că o să avem, nu știu, 10.000 de consilieri anchetați, arestați și nu arestat și niciunul mare. Deci, dar aveți dreptate. Problema, uitați-vă la un caz foarte important. Acesta cu reîntoarcerea SRI în procesul penal Dați-mi voie să pun, este... da, să pun și titlul, să pun editorialul Tapalagă, care a fost năucit de-a dreptul, cum să vă spun, și săracul n-a știut cum să o mai dea. Da? Și a intitulat editorialul Marțea Roz pentru democrația cu epoleți. Da? Și ce pentru democrația românească cu epoleți, marți 4 aprilie a fost o zi fastă. Vă rog, continuați dumneavoastră, mai este că... Da, voiam să spun că până și oamenii din sistem sunt ușor... Da, bine, Tapalacă v-am spus, a făcut cum făceam noi despre ce înainte. Prima parte din editorial era ce mare e Ceaușescu și a doua criticam comunismul. Da, Cum da, așa putea să... Adică dacă ați observat, el scrie o frază în care da. Da. critică și are dreptate și apoi deodată cineva, cum îi dă cu cotul, cum zicea, știți că expresia folosită de arghezii, să simți cotul, Da.
Ea mareșalul lui Antonescu. Uh-huh. Că presa trebuie să simtă cotul. Da, presa. Nu, a avut o întâlnire cu presa în 41, da, chiar înainte de război, și le-a zis, bă, să simțiți cotul armatei, adică când scrii, nu dacă oamenii nu știu, adică sigur că în 41, dar când scrii și ești cu mâna așa, fireu, cot. Cot, v-ați înțeles? Adică nu poți să te desfășori, că e unul cu cot. Explicați puțin episodul de ieri, pentru că episodul de ieri din Parlament are legătură cu ceea ce spuneam și mai devreme apropo de dosar. E halucinant. E halucinant. Deci asta este o chestie, cum să zic, prin care, într-adevăr, băieții s-au întors. Ieri băieții s-au întors. Dar în ce condiții s-au întors? Condițiile în care, spun încă o dată, politicienii au încercat, au vrut un pic să zică, hai să scăpăm de ăștia, să-i dăm... Și deodată s-a primit ordinul de sus și băieții au renunțat la orice fel de amendamente, la orice, pentru că asta e. Domnul Tătine, poate facem o parte emisiune. Am fost cel mai mare dușman al reîntoarcerii sau folosirii SRI în procesul penal. Aici avem într-adevăr o chestiune, nu știu cum, nu antidemocratică, nu neconstituțională, criminală. Pe scurt, Serviciul Român de Informații, ca toate serviciile interne, au un domeniu numit Siguranța Națională. Și ei pot să obțină drept de interceptare pe temă de siguranță națională. Adică, are o notă. Ioan Cristoiu mergea pe trotuar și pe partea cealaltă era Natasha, care nu e Natasha, cu tare, cu tare, avem date, atâta, că el a fost recrutat. Da? Vă cerem judecătorului de drepturi și libertăți să-l pună sub interceptare. În alta curte, că astea sunt doi inși, care, numai doi inși, da? care sunt ai lor, care nici nu se uită, că ei nu sunt judecători americani. Eu am spus aseară în pastilă și în baie, dacă judecătorul și vine unul la 12 noapte de la servicii și dăm în coace, opresc dușul și semnează. Da? Deci este foarte ușor să obții mandat de siguranță națională pe tema asta. Ce spune, ce chestie criminală vă hotărăsc acum? Anume, dacă pe parcursul interceptărilor apar pe siguranță, apar și ăia vorbesc despre corupție, respectivele părți pot fi folosite într-un dosar de corupție. Dar, domnul Turcescu, numai că acele părți, deci el te-a interceptat și a dovedit, s-a arătat că nu numai că ai atentat la... Nu ai atentat la siguranța națională, dar s-a dovedit că ești corupt și îți deschide DNA dosar, da? Da. Trei sferturi din dosar e făcut de SRI, da? Corect, da. Da, domnul Tuțescu, știți care e chestia criminală? Alea sunt secretizate. N-ați înțeles? Păi nu, stați un pic. Toată partea, chiar de corupție, în timpul procesului, are voie să se uite avocatul, dacă are un iris. Stați un pic, din coace. Care este o chestiune? Când vrei să obții interceptare pe corupție, sunt foarte mulți judecători și mulți din ei își cer dovezi. Deci mandatul de siguranță națională se obține foarte ușor. Nu în ultimul rând, domnul Tricescu, în America, dacă FBI obține mandat să te percheziționeze de droguri și găsește un pistol, nu te să obțină mandat pe pistol. Nu există, cele două nu sunt compatibile. Adică ăla pe siguranță națională. Nu mai spun ce mare lovitură dau SRI-ului care ar trebui să fie profesionist. Că tu ai treabă cu teroriști, nu dacă mă înțelegi. Adică tu când interceptezi, acum nu te mai preocupă teroriștii și corupții. Și în ultimul rând, șeful SRI devine foarte puternic în politică. Pentru că sub pretextul siguranței naționale, sunteți de acord, el poate intercepta pe oricine, da? Da. Că, repet, ce e? Deci, ei și cu toate acestea, domnul Tătescu, în comisia juridică, ați auzit comisia juridică, condusă de doamna aia Ficol, au pus amendamentul să-l scoată. Da. Oamenii serioși. Și au fost chemați la conducere, sus, cum zicea Nicuții. Sus, da. La tovarășul Ciolacu și la tovarășul Ciucă și a zis, nu. Și ea s-a întors
Președinte de comisie, domnul tutor. Smerită și s-a întors reeducată, maestre. S-a întors reeducată. Domnul Turcescu, apropo de ce spunea, normal era. De ce nu numai opoziția și cei de la putere să discute la televizor, să fie cinci parlamentari care să vină la dată, spunea, eu nu sunt de acord. Ei vor vota ca oile, nu înțelegeți, nebuni? Ia să facem un pariu. Cu cât de voturi contra vor fi din partea majorității? Credeți că vor fi voturi contra? Două. Așa de sămânță. Înțelegeți? Niște dește. Așa? Da. Două, așa, ca să... Da. Ca, niște dește, niște rebeli, m-ați înțeles așa, care vor zice noi... nu, da. Bine, domnul Tăcescu, o dată, o asemenea decizie. Nu e normal să facă o turburare uriașă în spațiu public, să se, domnule, să se aprobe, dar să se discute. Nu chemat după aia și a zis, gata, nu mai e. Gata, se trăiți numai e. Păi nu vă spuneam eu, deci în Parlament, v-am spus mai devreme, în Parlament, așa stau, cum am văzut ieri că se întâmplă lucrurile la comisia asta, se întâmplă și în plen, se întâmplă și în ședințele cu ușile închise ale partidelor, ședințele în care decid cum să votează, da? Unde nu se știe, unde lucrurile sunt, șeful de grup dă un telefon. Auziți noi, cum ar fi bine să votăm la chestia asta? Cum mă, ce ești prost împotrivă sau pentru sau cu tare și ce? Și ăla vine și spune, am vorbit, trebuie să votăm. Cu cine ai vorbit, întreb tu? Și, am vorbit unde trebuia să vorbim. Cu cine m-a vorbit? Și îți arată așa. Da? Da. Cu cine, mă, stai și te gândești? Și zici, bă, eu nu votez. Treaba ta faci cum vrei, că, dar fii atent că nu cred că e bine să nu votezi. Și tu stai și te rămâi și zici, bă, ce n-ai bine o fi bine, ce mi-au ăștia? Casa, nevasta, copilul, Doamne ferește, ce se întâmplă, da? E o nebunie întreagă. Deci asta spun, în Parlament e o glumă. Deci au avut și ei un mic moment de tresărire ieri în care au zis, bă, nu vrem să se întâmple așa și au fost chemați la ordin. Și vorba lui Tapalagă s-a ajuns, da, la marșa roz pentru democrația. E foarte interesant, încă o dată, iau în calcul această ipoteză noastră, că de fapt s-au speriat de aceste stenograme. Păi, maestre, dumneavoastră nu știi, vă spun eu, repet, că a fost parlamentar. Când era cât un subiect, o lege delicată de dat în Parlament, da? Apărea câte ceva. Un dosărel, o interceptare, o stenogramă, o frântură dintr-un dosărel cu stenograme. Să repunea pe tapet un subiect, un ceva. Și deodată eu vedeam în Parlament acolo, 4 ani de zile am înregistrat ca seismograful aceste... Că eu eram acu de la seismograf. Îi vedeam pe unii care până atunci puseseră bățoși. Și nu numai din propriul partid. Repet, mă uitam la toți. Bățoși, nu votăm asta. Eu nu votez asta. Asta e o mizerie, asta cu tare. Bă, când se apărea că odată îi vedea că cea... Mama naibii, asta este, o votez, dar o mănânc, dar cu scârbă, ca să zicem așa, cam așa era. Îl mănânc și pe ăsta, da? Îl mănânc, dar cu scârbă, mă țin de nas, dar îl mănânc pe tot, asta este, da? Cam așa era. Așa s-a întâmplat și acum, deci dosarul ăsta, vă spun, a apărut nitam nisam, dat atenție presei cu grabă, sunt 384 da. De pagini, puteau să dea 2 pagini, 3 de stenograme. Da? De regulă se dau greu. A fost dat la toată lumea, la toată presa, da. Zeci de toată lumea l-a primit pe WhatsApp. Deci nici pe mail, pe WhatsApp s-a primit dosarul ăsta, da. În toată chestia asta. Rapid, odată, zbang. Eu l-am primit în 3 surse. Nu independente și nu credibile, dar în 3 surse l-am primit. Deci, 3 inși care mi l-au trimis. La un moment dat le-am scris, l-am primit încă de 2 ori. Ce vreți cu el? Citește, extraordinar. Acolo, de nu știam. A da. Fost o operațiune, nu cumva să nu ajungă la presă. A fost o operațiune de inundare, nu cumva să ratați această chestie. Deodată, au gândiți-vă la următoarea treabă, deodată toată presa, care avea până atunci subiecte precum războiul din Ucraina, Trump, cu tare, deodată toate televiziunile de la A la Z, de la Digi24 la România TV, de la B1 TV la Cutare, toate site-urile, toți influencerii, care unii dintre ei care n-au treabă cu politica sau n-au, deodată toți au vorbit despre stenograme, despre implicarea lor, despre Cutare. Până și, dacă mă credeți pe mine, până și extragerea lui Rareș și aruncarea lui în față, pentru că să știau că asta, la Rareș toată lumea va ciuli urechea, da? Până și ieșirea lui Rareș să se justifice că el are nicio treabă, că vor să-l fezandeze săcutare, a fost făcută pentru ca, hai să o spunem și pe asta, maestre, prietenul lui Rareș, Helvig de la SRI, da? Să reușească să treacă această lege în Parlament fără amendamentele pe care Vicol și ailaltă voiau să le introduc.
Și s-a întâmplat. Stați, confirm. S-a reușit. Ei au fost reținuți pe 28, da? Martie. Da. Și cu ocazia aia s-a dat ordonanța de urgență. Păi pe 28 seara nu a apărut cărare și implicat fără documentul ăsta. Păi vedeți, maestre, că am ajuns unde trebuie. Așa e. Păi așa se lucrează. Da. Despre asta. Acum să fiu foarte bineînțeles. Mie, ca să vorba lui Dragnea, mă doare la oală, ca să zicem așa. N-am nicio treabă, am probleme, dar nu mă interesează. Dar eu vreau să spun cum curg lucrurile. Adică la asta s-a ajuns. Băieții ăștia, dacă vor au o tresărire în Parlament, nu știu, vor ei să facă ceva și sistemului cu S mare nu-i convine, se scoate pe WhatsApp o ordonanță cu interceptări, se scoate ceva la iveal. Și în momentul ăla toată lumea se întoarce în cazărmi, la loc comanda și cu asta basta. Bun. Da, așa este. Deci, pe 29, pe 28 seara, apare și atenție. Mm-hmm. Ei știau că rare și vorbește mult. Păi da. Și deodată se creează o atenție pentru noua carte apărută care era rechizitor, este? Da, exact. Păi, adică tot scandalul cu rare și-a atras atenția să cumpărăm rechizitorul, de așa că altfel da, am primit rechizitorul. Da. Deci nu s-a uitat toți? Mi-a trimis Cora, cred că v-a trimis și dumneavoastră, că domnul Jean-Claude Juncker va primi joi la București titlul de doctor honoris causa ale Academiei de Studii Economici. Înțelegeți? Ăla care era... Ăla care era... Eu sper să vină treaz. Dacă vine bea și zice mulțumesc, mezami, bă, ce bună e, te place doctor Honoris. Bă, ce mi-a spus, bă, în cap, da. Să-i pune aia în cap, înțelegeți? Și mi-a zis, las, bă, chestia asta, da și voi ceva de băut, sărăcuț. Era cea cu pupatul pe frunte, mai țineți? Era cu pupatul pe frunte, era cu de-l sprijineau săracul, vă aduceți aminte, sprijineau, era mangă, beat mangă și cea că a avut o criză de sciatică. Da, a avut o, când a ridicat clondirul de vin, a făcut o criză de sciatică, bea așa și s-a înclinat prea tare pe spate și mi-a pognit. Haideți să încheiem într-o notă de umor. Deci se duc în Franța, în China, Ursula cu Macron. Da. Și acum cum justifică ei că au fost la bordel, înțelegeți? Da, da. S-au dus să convingă China să nu mai ajute militar. Exact. V-a plăcut cum justifică ei. Bineînțeles, da. Dar eu cred, să știți, acum fiind un pic răutăcios și un pic golan, mărturisesc, eu cred că lui Macron i-a plăcut să călătorească cu Ursula în China. Da. Înțelegeți? Deci cred că s-a bucurat foarte tare. Mulțumesc foarte mult, maestre. A fost ca de obicei o plăcere și o onoare să facem împreună acest lucru. Partea aia cu creație să o preiau și eu. Vă rog frumos, da, m-aș bucura. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ziua de miercuri aici cu High Live, cu Turcescu și evident cu maestrul Ion Cristoiu. Mâine de la orele 12, după cum știți, avem joia tare, ca să zicem așa, joia cu Bogdan Comaroni și cu... De ce râzi, mă, Manule? Ăștia râd tot timpul pe acolo, deci mai scot câte o nebunie din asta de-a mea așa, așa și îi bufnește râsul, iar Manu așa râs din ăsta așa de broscoi care râde așa. Da, la o dată, așa cu tot. Da. Andreea de asemenea râde și a se prăpădește. Îmi place când îi văd că râd, înseamnă că e bine, ne-a ieșit și în după amiaza asta. Bun. Deci mâine Comaroni și Hoandră, ca de obicei. Diseară o să-l am pe Heiuș, șeful ANAF. ANAF vine în emisiunea sub semnul întrebării pe Metropola TV de la orele 20. Hai, o să fie foarte interesant. Vreau să văd și eu cum e povestea asta cu influencerii, cu banii, cu taxele și că au adunat mai puțin bani decât anul trecut. Complicate situații. Deci, dacă aveți chef de o nouă întâlnire, ne vedem și diseară de la orele 20 pe Metropola TV și mâine, ca de obicei. De la 15, știți bine, întâlnirea cu Ionuț Cristache. Like, subscribe, dacă n-ați făcut-o încă pe canalul Hai România și la cât mai multe întâlniri împreună. Să aveți o după-amiază bună, poftă mare! Pa, pa! We'll be right back.